Moartea fulgerătoare a militarului Rămnician, care a decedat la puțin timp de la terminarea programului de lucru, i-a luat prin surprindere atât pe rămnicenii care l-au cunoscut, cât și pe colegii de serviciu. Militarul Stănela Paraschive, încadrat la baza aeriană Boboc, a încetat din viață săptămâna trecută, la puțin timp de la terminarea turei de lucru. Vestea a șocat comunitatea râmniceană și nu numai motiv pentru care s-a iscat o discuție pe tema morții militarului, mai ales că bărbatul avea doar 44 de ani. O parte dintre cititorii care au lecturat articolul spun că moartea i s-ar fi datorat vaccinului. E adevărat că s-au făcut presiune asupra lor ca să se vaccineze, era adevărat, Dumnezeu să-l ierte, comentează un cititor, altul scrie, morți subite, morți suspecte, destul de frecvente în ultimul an, Dumnezeu să-l ierte. Un alt cititor scrie, vaccinurile încep a lucra. Totodată sunt și persoane convinse că vaccinul administrat anul trecut nu ar fi avut nicio legătură cu moartea militarului, aceasta fiind provocată de cauze naturale.